Proiectul prevede achiziționarea de teste automate pentru aparatele real-time PCR, astfel încât să se reducă timpii cât și riscurile și costurile testării. Acesta urmărește de asemenea sprijinirea mediului de afaceri prin testarea angajaților operatorilor economici din județ, astfel încât activitatea economică să poată fi reluată. Tot ceea ce trebuie să facă maramureșenii care doresc să beneficieze de un test COVID-19 gratuit este să acceseze platforma online a proiectului la adresa testăminmaramureș.ro, urmând pașii stabiliți până la confirmarea înscrierii. Este extrem de important să fie completate corect informațiile solicitate și să bifeze căsuțele care validează informațiile, precum și acceptul cu privire la regulamentul proiectului. A declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia. Cei care doresc informații suplimentare sau doresc să ajungă și mai ușor la platforma online pot face asta accesând pagina de Facebook a proiectului Testăm pentru Sănătatea Maramureșenilor sau să viziteze site-ul Consiliului Județean Maramureș.